Astăzi, mă rog, chiar astăzi și în această perioadă, Palatul Copiilor Alba Iulia împlinește 60 de ani de la înființare, ca și continuator al fostei case a Pionierului. Își desfășoară activitățile, așa ca totdeauna, pe cercuri, de diferite profiluri și ne bucurăm că avem copii care vin aici, copii talentați, dar nu numai, pentru că noi facem și activități extrașcolare pentru mai mulți copii decât ar fi doar cei cu inclinații deosebite. Facem și învățământ de masă, să zicem așa. Și suntem 15 profesori la ora asta, plus personal auxiliar, care împreună ajungem la 25. Din păcate s-au tot redus posturile, dar atâția suntem la ora asta și suntem dedicați copiilor din municipiul Alba Iulia.